Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Guvernul PSD-PNL-UDMR pregătește o serie de schimbări semnificative în domeniul taxelor și impozitelor, în sensul că o să încerce să ne ia mai mulți bani. Evident, adică nu o să fie invers. Astfel, potrivit unei ample analize a publicației Profit.ro, impozitele pe proprietăți ar urma să crească și cu 60%. Unele băuturi ar urma să aibă cote de TVA mai mare, activitățile independente ar urma să aibă noi plafoane de impozitare, micro-întreprinderile să fie supuse unui regim de impozitare mai strict. Guvernul ar putea impune în cele din urmă și taxa de solidaritate marilor companii, accizele la țigări vor crește și probabil că mai sunt și alte măsuri pe care le vom afla la momentul respectiv. La telefon este profesorul de economie Cristian Păun de la Academia de Studii Economice. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Acum, toate aceste măsuri ar trebui să aducă mai mulți bani la buget, speră guvernul. Întrebarea e dacă această năsprire, de fapt, a regimului fiscal va funcționa și dacă da, cu ce efecte, în ce sens? În primul și în primul rând trebuie spus că ceea ce face guvernul astăzi este același lucru nătâng pe care l-a mai făcut și în vechea criză și văd că nu ne învățăm minte, și anume în loc să aplicăm măsuri anticiclice care să tempereze criza inflației, de exemplu, noi punem și mai mult paie pe foc. Este absolut aberant că atunci când ai o inflație de două cifre, ideea ta să fie să mai crești taxele. Pentru că nu există o taxă neutrală 100% pe care să nu o plătească într-un final contribuabilul român. Iar din ce vedem astăzi, din păcate, chiar se impun niște taxe destul de nedrepte, cum este, de exemplu, taxa pe proprietate în condițiile în care cei mai mulți români au o singură proprietate, dar nu asta ar fi neapărat problema, ci problema că aceste proprietăți au fost cumpărate sau sunt cumpărate chiar pe credit ipotecar, plătind în vreo 30 de ani de 3 ori valoarea proprietății, pentru că nu ai avut bani și te-ai dus la bancă, ai luat credit și ai ajuns să plătești, să zic, pe un apartament de 50.000 de euro, într-un final ai ajuns să plătești aproape 150.000 de euro. Din ce bani? Din salariile tale, care au fost deja impozitate de statul român cu 10%, impozit pe salariu, pe venit. Deci nu e în regulă ca tu acum, după ce ai această proprietate, să vină statul și să te jegmănească foarte, foarte, foarte mult pe așa ceva. De asemenea, taxa pe cifra de afaceri pentru marile companii. Nu are nicio legătură cifra de afaceri cu profitul. Până la urmă, impozitul pe care ar trebui să-l ia statul român ar trebui să fie cel pe profit. Pe cifra de afaceri pare o taxă din asta de protecție. Îți dă voie statul să vinzi lucruri în România. Și atunci zice, pe vânzările tale îți iau un procent. În final, tot noi vom plăti acest procent pe lângă inflație și așa mai departe. Cu siguranță vor scădea vânzările, cu siguranță noi ne vom reajusta consumul, pentru că ne vom lovi cu o putere de cumpărare diminuată, ne vom lovi de aceste prețuri mărite și va trebui să găsim soluții personale astfel încât statul să aibă niște bani în plus la buget. Te întrebi, pentru ce? Bun, să presupunem că e nevoie de bani în plus la buget. Dar pe partea cealaltă te lovești de tot felul de, situații speciale în care salarizarea este nedreaptă în foarte multe cazuri, în care vedem cumularea pensiei cu salariu, vedem tot felul de nedreptăți de tipul acesta, care cu siguranță găuresc bugetul ca pe un șvaițăr. Și atunci tu te întrebi ca cetățean de rând, de ce trebuie să dau pe amărâta mea de casă, de două camere, să dau un impozit cu 60% mai mare? Și așa au crescut taxele locale pe parcări, cel puțin în București, e destul de semnificativă această creștere. Deci tu te trezești cu aceste taxe mărite și după aceea te uiți la televizor și vezi că un procuror sau vezi că un om de la CCR duce acasă 50-60.000 de lei pe lună, nici nu-ți vine să-ți imaginezi suma aceasta, și cu aceste lucruri statul român nu are nicio problemă. Mă rog, politicianul român nu are nicio problemă. Asta este, de fapt, România, la firul ierbii, care clar nu va fi mai bine prin această întreagă revoluție. De fapt, e un haos fiscal tipic ultimilor ani. Domnule profesor Păun, acum, ca să căutăm și, adică să nu fim doar... Să nu fim, da. Gică contra, în afară de creșterea impozitelor, să zicem.
Ce alte măsuri ar putea lua guvernul ca să reducă deficitul, să echilibreze bugetul? Adică păi, în primul rând, trebuie renunțat. Dacă toți suntem în zona asta de solidaritate, trebuie să renunțăm cu toții la excepțiile care există în momentul de față în România pe parte fiscală. Cu asta ar trebui să înceapă guvernul, cu eliminarea tuturor excepțiilor. Tot dau exemplu și sunt multe exemple. Putem să punem pe hârtie o grămadă de exemple. La țigări, o să creștem acciza la țigări, dar nu avem nicio problemă cu accizarea produselor de vapat. Deci avem o diferență aici. Sigur, în final, o să spuneți o diferență între cele două. Cu siguranță. Dar, per total, amândouă fac același lucru. Haideți mai bine să dăm accizele mai jos la țigări sau să nu le creștem, dar să punem și pe partea cealaltă accize, dacă tot sunt produse similare, substituibile în consum. Și sunt multe astfel de exemple. Avem impozitare diferențiată în sectorul construcțiilor. Am mai introdus o excepție în sectorul agricol. Avem acea excepție în sectorul IT-ului. Eu nu cred că cei din IT nu înțeleg că trebuie să fie în momentul de față solidar cu situația. Sigur, e greu să fii solidar cu găurile din buget care se fac pentru pensii speciale. Dar până la urmă nu trebuie să mai existe aceste diferențe. Să știți că o problemă mare este inclusiv impozitarea diferențiată a întreprinderilor mici. Parte din ele sunt impozitate pe profit, parte dintre ele pe cifră de afaceri. Haideți să avem doar un tip de impozitare, nu să avem 10 tipuri de impozitare pe toate aceste lucruri. Plus că am înțeles că vor să introducă să nu mai existe micro-întreprinderi fără niciun angajat. Deci ei te vor obliga, de facto, să-ți angajezi un om acolo și să plătești impozitele aferente acelui om cu salariul minim pe economie. Deci este tot o creștere de taxe pe așa ceva. Mai am o întrebare, domnule profesor. Acum, da. Tot Profit.ro a descoperit și că în ultimii 5 ani aparatul bugetar a crescut cu aproape 80.000 de noi angajați, mai mult ca Armata României, doar în primele 5 luni de mandat ale actualului guvern, guvernul PSD-PNL-UDMR, numărul angajaților la stat a crescut cu 10.852 de persoane. Cum vedeți această creștere? Păi vedeți, mă întrebați de unde să găsim soluții. Păi, noastră, cred că și eu și dumneavoastră, dacă am fi mâine în guvern acolo, prima măsură pe care am luat-o ar fi desființarea județelor. Și județele astea să fie transferate în regiuni de dezvoltare, că și așa fondurile europene vin pe regiuni de dezvoltare, avem foarte multe agenții care sunt la nivel de regiune și să nu mai avem consilii județene, prefecturi în fiecare județ și toată armata de oameni pe care o avem în spate. Haideți să revedem puțin primăriile, comunele. Sunt foarte multe comune cu 2.000, 3.000, 4.000 de oameni acolo, populație. Haideți să facem comunele să fie minim 7.000. Și atunci comunele să se comaseze și să avem mai puține, organizare administrativ-teritorială conservă un mod de a strânge voturi pentru partidele care sunt la putere. Cum să desfințeze asta? De unde păi vedeți și atunci eu mă întreb, de ce trebuie să plătim cu 60% mai mult impozit pe un apartament de două camere pentru că statul, mai exact niște politicieni, doresc să conserve un status quo și să, cum să spun, extragă rente politice și avantaje și privilegii din așa ceva? Avem o clasă politică extractivă, din păcate, foarte bine ați spus. Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor. A fost în direct în deșteptarea profesorul de economie Cristian Păun de la Academia de Studii Economice. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.